Un sunet din alte vremuri se aude tot mai des în casele românilor. Vinilurile, străbunicii platformelor de streaming, sunt tot mai căutate de nostalgici și pasionați. Prețul unui disc retro poate ajunge chiar și până la câteva sute de lei, însă experiența este unică, spun colecționarii. Muzica lăutărească, jazzul și rockul sunt printre cele mai căutate genuri de ascultat la pick-up. Rare și Cosmin sunt nativi digitali, însă au o pasiune din alte vremuri. Au venit în capitală de la Brașov pentru a vâna viniluri de colecție. De curând am început să ascult și trupele românești, de exemplu Holograf. Am primit o colecție de la bunica mea și mi-am găsit câțiva prieteni care și ei ascultă. Sună altfel față de modul clasic digital pe care îl avem. Rock, jazz, blues. Constantin s-a transformat din colecționar în antreprenor. A strâns peste 10.000 de viniluri, o adevărată istorie a muzicii bune, și acum are un magazin în care pasionații pot găsi aproape orice visează. Mi-am dat demisia de la job și practic am deschis acest magazin. Cele mai căutate în acest moment sunt discurile cu muzică lăutărească, pop-rock internațional și discurile cu povești, începând cu 10 lei. Printre cele mai căutate viniluri din acest magazin este un vinil cu Dan Armeanca. Practic este singurul care mai este la vânzare în România și costă 700 de lei. Numărul celor care încep să aprecieze sunetul de pe vinil crește de la un an la altul. În 2022, pentru prima dată din anii 80, numărul vinilurilor vândute le-a depășit pe cel al CD-urilor în Statele Unite. La târgul din acest weekend din capitală au venit sute de oameni. Din ce în ce mai multă lume își dă seama că un produs autentic și în speță muzica sunt cel mai bine colectabile în variantă fizică. Rock, în principiu, aș spune că ar fi cel mai vândut gen, jazz-ul, bineînțeles, funk soul. Este o calitate mult mai bună a sunetului și te obligă cumva să asculti un album cap-coadă. Am găsit un album cu Johnny Răducanu pe care mi-l doream de foarte mult timp. Este din 1982. Dacă vrem un disc de calitate, specialiștii ne recomandă să ținem cont de câteva criterii: proveniența sa, anul fabricației și ediția din care face parte. Starea vinilului este la fel de importantă. Prețul unui vinil este redat și de calitatea presei. Cele mai bune sunt fabricate în Japonia, dar sunt și cele mai scumpe, urmate de cele americane sau de cele britanice. Revolver, al formației Beatles, este unul dintre cele mai bine vândute viniluri din istorie, iar Black Album, al cântărețului Prince, este printre cele mai râvnite. Un exemplar din God Save the Queen, vinilul lansat cu ocazia jubileului de argint al reginei Elisabeta a II-a, poate costa peste $16.000.